Vă rog ștampila. Doamna Lucica, cine este? Doamna Andreea? Consilierii de Consiliul Județean, număr de 40. Bine. Tot așa, două exemplare de dosar de candidatură în original rămân la biroul electoral județean. Două exemplare certificate și ștampilate de biroul electoral județean de propunere de candidatură vă vor fi înmânate. Un exemplar va merge la Tribunalul Satu Mare pentru opozabilitate, la fel ca și în cazul candidaturii pentru președintele Consiliului Județean. Vă doresc mult succes, multă putere de muncă, prezență de spirit maximă și să ne vedem cu bine. Bună ziua tuturor! Vreau să salut în mod special presa sudmăreană, pentru că din nou, ca și de fiecare dată, sunt prezenți la solicitările noastre. Vreau să-i salut cu mult drag pe toți sădmărenii noștri care ne-au dat semnăturile. Astăzi am predat semnăturile pentru Consiliul Județean, deci în total am strâns 76.000 de semnături. Ceea ce este un record, spun eu absolut. Fac politică de 26 de ani și încă așa ceva n-am avut. Le mulțumesc din suflet, în primul rând, sădmărenilor noștri, tuturor celor care au fost implicați, echipei mele, chiar dacă unii spun că n-am făcut echipa cum trebuie, că o să-mi cer scuze dacă nu le pot face la toți pe plac și, în mod special, celor care m-au tot criticat de-a lungul timpului. Dar eu fac interesul partidului și noi suntem o echipă serioasă. Am vrut să transmit un mesaj de apel la decență, la echilibru, la bună înțelegere și la o campanie electorală civilizată. Am văzut că până ieri pe toate posturile de televiziune a apărut că eu cu șeful meu de partid suntem trădători, vindem aia, noi vindem, Satu Mare vine tot, oameni buni. Haideți să intrăm în normalitate și să stăm, să analizăm un pic, în special când vorbim în fața telespectatorilor sau în fața opiniei publice. Asemenea, discursuri sunt de anii 90, când a fost scandalul de la Târgu Mureș. Era, democrația era la început, se putea întâmpla orice, se putea discuta orice. Puteau fi oameni incitați la ură, eu spun că ale vremuri au trecut. Noi aici, în Satu Mare, într-un oraș așa frumos, județul nostru minunat, cu oameni harnici, oameni care se înțeleg, nu există dezbinare interetnică. Și îmi pare rău că prin anumite mesaje politice se face referire la un fel de divizare între oameni, ceea ce nu este normal. Trăim în 2024 într-o Europa unită, suntem membri NATO, suntem țară civilizată, democratică, nu mai poți să vii cu asemenea lucruri. Oricum, eu sunt mândru și echipa mea cu tot ceea ce facem și ceea ce ne-am propus și ce am făcut până acum pentru județul Satu Mare. Am spus-o și data trecută, locul nostru este în Consiliul Județean. Am fost două mandate vicepreședinte, sper, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul sădmărenilor, cu ajutorul presei, să ajung din nou în Consiliul Județean. Dacă voi fi președinte, vă asigur și vă spun foarte sincer, nu mi-aș putea permite să vorbesc lucruri care nu le pot realiza. Aș continua și voi continua tot ceea ce am pornit cu dezvoltarea județului Satu Mare. Ba mai mult, am spus-o, o să avem un program special pentru Satu Mare, pentru municipiul Satu Mare, pentru județul Satu Mare de dezvoltare.
Pe noi asta ne interesează. Acum să-mi fiu scuzat și eu n-am cu nimeni nimic. Am văzut că scria peste tot că am rupt alianța. Care alianță? Eu n-am rupt alianța între PNL, Pro-România și PNCCD. Ei au rupt-o. Am văzut că toți au plecat de lângă PNL. Când cineva tot pleacă de lângă tine, trebuie să spui o întrebare. Dacă nu știi să spui întrebare, înseamnă că nu știi să faci politică. Când te părăsește toată lumea, atunci tu trebuie să-ți dai seama că ai tu o problemă. De ce pleacă oamenii de lângă tine? Din anumite motive. Deci când a plecat Petric, eu vă spun sincer, n-am crezut că pot să-l felicit pe Petric prin intermediul dumneavoastră. A avut curajul să vină să spună că cu asemenea om nu se poate face nimic. Adică ăsta e un semnal cât se poate de clar. Acum eu vă spun sincer, eu personal, în calitate de președinte al Organizației Județene PSD, nu-mi doresc altceva decât binele sădmerenilor și a partidului pe care îl conduc. Nu mă interesează că se supără doamna Ilonco, mama lui Adi, că n-am reușit eu să-l fac președintele Consiliului Județean. Scuzați-mă! Adică dacă vorbim de o alianță de nu știu care, bă, frate, nu-i fac pe plac la mama, la tata, eu fac pe plac sădmerenilor și colegilor mei de partid. Adică, scuzați-mă, n-am cu nimeni absolut nimic. Dar rog să nu mai fim târâți în anumite dispute interetnice. Că noi nu avem noi rostul ăsta, nu suntem noi aia care răspundem prezent la bătălii interetnice. Noi suntem un partid serios, un partid responsabil, un partid care ne dorim binele sădmărenilor. Nu binele unei persoane, n-am nicio obligație față de nimeni. Numai de bunul Dumnezeu, de sădmăreni și de colegii mei de partid. În rest, să ne ajute Dumnezeu, să trecem cu bine, să ajungem în data de 10 iunie, să putem face o conferință de presă civilizată și sunt ferm convins că sădmărenii, așa cum ne-au dat semnăturile, ne vor da și votul. Când am ieșit, am arătat că am fost prima formațiune politică și eu primul candidat la președinția Consiliului Județean care m-am prezentat. Îmi arăt degetele, cineva a și speculat. Nu, am spus. Suntem numărul 1 la nivel național, suntem numărul 1 la nivel județean. Adică o formațiune politică civilizată, harnică și disciplinată. De fapt, asta ne caracterizează. PSD este un partid care nu își permite să intre în dispute interetnice, să intre în dispute politice care nu și-au rostul. Vă mulțumesc încă o dată presei sădmărene, mulțumesc tuturor sădmărenilor care ne-au dat semnăturile, le mulțumesc dragilor mei colegi minunați, vă spun, răspund pentru ceea ce am ales împreună cu colegii mei să facă parte din Consiliul Județean. Oameni harnici, bine, foarte, foarte, foarte bine ancorați la realitățile județului și foarte bine pregătiți. Așa că, dacă am supărat pe cineva, îmi pare rău. Dar eu fac interesul partidului meu. Doamne ajută tuturor!